Nu-i tot una. Nu-i tot una trei ani într-o zi să-ți iei acordeonul? Asta numai l-am văzut astăzi și pe ceva. Trebuie să te vezi, trei ani. Cu mine, că numai seara asta, zic. Seara asta cu mine, seara. Îmi iau acordeonul, îl iau și pe Dinu. Și iau și pe Vasile. Facem noi adunarea noastră. Faceți voi adunarea voastră, dar nu atunci. Aia care, alea care le facem noi, nu sunt ale Domnului, sunt ale noastre. Și ascultați-mă bine. Nu-i păcat pe lumea asta mai mare decât să nimicești adunarea lui Dumnezeu. Asta imediat după vola împotriva lui Dumnezeu. Și va spune cineva, după care cuvântul, vă luge Biblie, frate. Că-i alta să zic, Domne, mai trebuie o adunare într-un sat la 50 de kilometri, la 30. De ce să facă la vieta oamenii aia? Facem o adunare acolo. Să naște o biserică naturală. Așa. Dar nu-i tot una. Să luați voi trei, îi mai suceți mintea și lui Ionică că tare vă iubește și vă duceți patru și spuneți voi că sunt doi sau trei. Nu. Nu merge. Ăsta este un păcat, ascultați-mă, celor care au îmbătrânit la unul bisericii și am văzut iubire. Comentorul Domnului a anul ăsta 40 de ani de conspășesc și de cum trebuie. Ai mult de ani și dau slavă lui Dumnezeu. Este un păcat oribil, pentru că biserica este trupul lui Hristos. Și cine dacă l-ar vedea pe Hristos acum pe drum trecând pe stradă fizic, a luat piciu și ciomacul și să bea pe spate. Cine ar îndrăzni să facă asta? Bine. Cum îndrăznesc unii oameni să sfârtece biserica care este trupul lui Hristos? Ăsta este un păcat cu care se vor întâlni în veșnicie. Este un păcat pe care Dumnezeu nu-l iartă până nu-l repară, dragi. Am avut în biserică căza care am încercat să facă de câteva ori lucrul ăsta. Pe unul a pierdut focul, la propriu față. Că Dumnezeu s-a judecat cu el aici, că n-a vrut altceva decât să ia 5 de oameni dintr-o sută și să-i ducă el în altă parte și i-a dus odată, i-a venit cu ei înapoi, când s-a dus și a doua oară, l-a pierdut focul de viu. Iar cei care s-au comportat așa cu Biserica lui Hristos, Dumnezeu i-a nimicit. Iar celor pe care nu i-a nimicit aici, Dumnezeu are cu ei de lucru în veșnicie, să nu ne jucăm. Biserica nu e proprietatea nimănui, este proprietatea lui Dumnezeu. Și-a câștigat-o cu sângele Fiului lui Dumnezeu, mărire lui. Biserica e a lui. Bătrânii bisericii trebuie cinstiți, trebuie prețuiți, cum spune Biblia, trebuie ascultați, cum spune Biblia. Nu le răniți inima, dar ei nu sunt patroni. Sunt doar niște ispravnici care vor da socoteală de sufletele voastre înaintea lui Dumnezeu. Și botezul cu Duhul Sfânt ne aduce călăuzire în problemele bisericii și în problemele personale ne aduce călăuzire. Și mă rugam Domnului odată la biserica noastră, Doamne, când am început construcția casei de rugăciune în urmă cu 20 și ceva de ani, aveam nevoie de o bucată de pământ de alături. Bă, și n-a vrut de merg cu ăla de vecin să ne dea. Ca să ne dea, a cerut pe ea 10.000, în urmă cu 25 de ani, îți dai seama, 10.000 de dolari. Făceai o biserică întreagă cu banii ăștia. Și nu mi-a dat. Și am făcut biserica. Și n-aveam parcare. Și m-am rugat Domnului și Domnul m-a călăuzit și mi-a vorbit Duhul Sfânt într-o noapte și a zis, știi ceva? Mâine dimineață, du-te ca prostul și mergi pe pământul ăsta. Era un pământ de 300 de metri lung și 10 de lat. Era primăvară și a mers așa, rugându-mă, 300 de metri încolo, 300 de metri înapoi, când se topea zăpata și intram așa cu bocancul până sus de tot și mă rugam, Doamne, Tu ai spus lui Moise așa, orice pământ pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau vouă. Eu nu mai cer pământul ăsta de la vecină. Pentru că al Domnului cerul și pământul cu tot ce este pe el. Să-l cer ție, Doamne.
ți-l cer și cred că tu ai puterea să mi-l dai. Și m-am dus așa și am luat-o din nou. După 3 zile vine vecinul și mă întreabă, nu vrei pământ? Și eu îi spun așa, ce să fac cu el acum când am construit adunarea? La ce mai folosește Crist? Nu mi l-ai dat întrebarea, la ce mai folosește? Și am dat 3 mii dolari. Fraților, nici atunci 3 mii dolari de rocuții. Dar am săpat groapul unui groapă să-i găsesc și am găsit. Și a 3 zile i-am dat vecinului 3 mii de dolari și a luat pământul acela. Și acum la biserică avem 15 mii de metri de pătrață. Și așa, să le dea Dumnezeu câte două mașini la fiecare pe loc de parcare și de toate. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aduce călăuzire în problemele personale și în problemele de biserică unde avem nevoie. Și uite, trec și promit în 5 minute, închei. Ce mai aduce Duhul Sfânt? Putere să biruim ispitele, dragi. Putere să biruim ispitele de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută, nu ne mântuiește, dar ne ajută să ne ducem mântuirea până la capăt. Frații mei, altfel să joacă de-a Duhul Sfânt și de-a pocăința cei care n-au primit botezul cu Duhul Sfânt, iar cel care a primit botezul cu Duhul Sfânt, îi altceva. Aduce biruință împotriva ispitelor și păcatului. Aduce putere și foc în slujire. De aceea când eu spun așa, botezul cu Duhul Sfânt nu-i condiția mântuirii, dar botezul cu Duhul Sfânt este o condiție pentru cei care vor să predice ceva în el. Așa înțeleg eu. Este o condiție. Și dacă era condiție pentru cei 7 care trebuia doar să împartă bunurile la masă, bunurile și ajutoarele, să fie plin de Duhul Sfânt și nu pot să fie plin de Duhul Sfânt fără botez cu Duhul Sfânt. Nu există. E nonsens. Dacă era condiție pentru cei care trebuia să facă lucrurile administrative, pentru mine e lege și vreau, dacă mă ajută Domnul, să fie lege. Și cel care stă la ușă. Să fie botezat de Domnul cu Dumnezeu. Pune-te pe bună la ușă, încât când vine la adunare, stai în chef. Numai când te uiți la mântra lui. Și uite că unul la ușă, mă, că are mai un zâmbit așa. Și așa e de dulce. Și știe să dea un pacea Domnului, și știe să te ia de mână, să te ducă, și știe să spună o vorbă bună. Încât știi, e un ce la suflet, mă spune. Și în ultimul rând, și închei, botezul cu Duhul Sfânt de a duce o mare îndrăzneală, de a pune mărturie pentru Domnul în momentele grele ale vieții noastre. Și auziți, vă spune fratele Eugenia, când s-o începe prigoana și eu mă rog să vină, de la voi începe, să știți, nu din România. Nu, nu, noi am cam fost. De la voi începe, de aici din Suiere. De țările astea, de la vest și de la nord începe. Și voi aveți mari de voi astea. Până ajunge în România, să putea să vină răbire. La voi trebuie să începe, nu știu de ce. Este o înțelegere a mea pe care aș putea să o explic în seara asta. Dar nu am mai lăsat timp. Îndrăzneala de a depune mărturie în momente grele pentru Domnul. Și Biblia spune așa. Când veți fi chemați prin Mântuitor, să dați o greală în fața Mântuitor, în fața Mântuitor, să nu înjurați. Ce veți spune? Pentru că Duhul Sfânt vă va învăța, vă va da chiar în ceasul acela. Și Ștefan, când s-aruncau bolovani peste el, și-l ucideau cu bolovan, Ștefan făcea rugăciune pentru Dumnezeu. Doamne Iisuse, nu ne ține să o păteală păcatul acesta. Primește Duhul meu. Și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și a strigat, bă, cerurile deschise și pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, stând în picioare la dreapta Tatălui Măriță, fie numele Lui. Și ultimul citat închei. Apostolii au fost amenințați să nu mai vorbească nimănui despre Domnul Iisus Hristos. Și ce-au făcut ei? S-au adunat la rugăciune. Și-au făcut o rugăciune și-au zis, Doamne, auzi ce ni se cere. Dă putere Domnului să
vestească Evanghelia și însoțește Evanghelia cu semne și puteri și minuni. Și când s-au rugat ei, s-a cutremurat pământul, locul și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vestească Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăznea. Doamne, binecuvântă biserica asta și urmă. Binecuvântă pe credincioșii tăi de aici, de Sfânta. Din Danemarca, copiii tăi răsfirați aici, în partea asta a lumii. Binecuvântă-i cu umplere cu Duhul Sfânt. Să țină pocăință. Și când va veni prigoana și când va veni încercarea, să fiți tari, frații. Ca noi, cei din România, să luăm exemplu de la voi. Când să vă vor încăpa aceste lucruri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. 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 E, dacă am depășit o leagă, iertați. Nu. Iertați-mi, iertați-mi. Încă am făcut mari eforturi să ne închei mai devreme. Deci, cel puțin asta apreciați, la mine, că am făcut efort să închei mai devreme decât trebuia. Domnul să vă binecuvinteze, vă îmbrățișez din toată inima. Vă întind mâna, brațele și sunteți aici, iau cu mine, vă iau cu mine în rugăciunile mele și promit înaintea Domnului și a voastră că vă voi duce în rugăciune și în biserică măcar o lună de zile, zi de zi, ca Dumnezeu să vă umple cu Duhul Sfânt. Amin. Amin. Și mulțumesc scumpilor pentru microfon și acum, dacă fratele Remus o mai dă ceva, bine, dacă nu, vedeți voi de duminică. Le iau și microfon. Iubită biserică, mai întâi să care să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin, amin. Și apoi, pe fratele Eugen, îl binecuvântăm în numele Domnului. Amin. La începutul slujbei, când fratele a intrat în biserică, a pus o întrebare, vreau să mărturisesc. Ce ar fi bine în seara aceasta? Să fie la a spus, frate, așa cum te va călăuzi Domnul în această seară, eu cred că Domnul va descoperi, așa cum spunea, că cel ce dirigează toate lucrurile este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și eu cred că în această seară, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a vorbit fiecăruia dintre noi în această seară. Și am luat concluzia și cred că fiecare dintre noi trebuie să avem această dorință. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Fără Duhul lui Dumnezeu, ați înțeles și m-am bucurat foarte mult chiar pentru tine lucrul acesta. Dragi tineri, contează foarte mult să vă rugați Domnului pentru viitoarea soție sau pentru viitorul soț. Rugați-vă Domnului ca Domnul să vă călăuzească. Fericirea voastră, dacă la fel fericire binecuvântată și dacă avea un credincios, un frate credincios sau o soră credincioasă, vreau să spun că de a avea parte și de binecuvântări în familie. Eu am făcut, așa cum știți unii dintre dumneavoastră, am patru fete, nu am niciun băiat, am patru fete, dar am doi nepoți, Domnul binecuvântat pe doi nepoți. Băieți, gemeni. Am avut o doamnă și vreau să vă spun lucrul acesta, o experiență cu fata cea mai mare, cu Diana. Și vreau să vă spun lucrul acesta, am chemat odată în bucătărie și am spus, Diana, vreau să te învăț ceva în această zi. Ce vrei să mă înveți, tată? Vreau să te învăț ceva. Te rog să te urci pe masă. Cum, tată, să vă urc pe masă în bucătărie? Dar te rog, urcă-te pe masă. Bun, ce s-a urcat, le-am spus, Diana, acum trage-mă sus la tine pe masă. Eram jos, stăteam jos, trage-mă sus. Am încercat să mă tragă și n-am vrut. Și am tras-o eu. Și numai un pic am tras-o. Și-o căjut jos. Și-o spus, ce vrei să mă înveți, tată? Vreau să te învăț ceva de prima mea. Să nu te căsătorești niciodată cu un prea necredincios. Pentru că e șansa ca să te tragă în lume. Te cheamă să te duci cu el la o specie, la anunț, la discotecă, la petreciuri, pentru că nu-ți necredincios și are nevoie de lucrurile acestea, tot nu vă lucrurile acestea. Caută-ți un prea necredincios. Caută-ți un prea pocăit. Caută-ți un băiat care iubește pe Domnul. Caută-ți un băiat care caută împărțirea lui Dumnezeu ca să vină binecuvântare, să aveți binecuvântare, să aveți pace și mai mult decât atâta. Să aveți viață veșnică. La
aceea, dragi tineri, dacă diavolul vine și pune sămânța aceasta în inimile voastre și căutați să mergeți, dragii mei, nu vorbesc cumva o persoană în această seară, nu vorbesc, vorbesc pentru majoritatea, pentru tineri, pentru că spuneam fratele Filote, voi, dragi tineri, veți vedea și vom trăi vremurile acestea din urmă, în care vom vedea dacă vom trăi și sper că în curând Domnul va veni. Veți avea ocazia să vedeți lucrarea aceasta. Dar pentru ca să vedeți această lucrare, aveți nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Aveți nevoie în aceste vremuri să vă schimbați radical. Așa cum s-a citit, s-a spus cuvântul în această seară. Aveți nevoie să vă întoarceți la Domnul și să-L căutați pe Dumnezeu din toată inima. Să vină vremuri de înviorare. Să vină Duhul Sfânt peste voi. Amin. Să facă Duhul Sfânt înnoirea în viața voastră. Amin. Să vă schimbe mintea și inima. Amin. Și gândul vostru să fie gândul veșniciei. Dumnezeu să vă binecuvintează. Aceasta, cred că părinții voștri care sunt mai în vârstă, aceea doresc și de la voi, ca copiii lor să vadă că sunt binecuvântați, să vadă că copiii lor ridică mâinile sus și spune, Doamne, sunt aici în prezența Ta, Doamne. Să vadă cum copiii lor sunt plini de bucurie, să vadă că copiii lor sunt aici la rugăciune, să vadă că copiii lor sunt aici împreună și-și caută, băieți și fete, în casa lui Dumnezeu și sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta e cea mai mare bucurie pentru Dumnezeu în primul rând și apoi pentru părinții voștri. Gândiți-vă că acești părinți vă dau viață, părinții aceștia care ar trebui să aibă bucurie la ora aceasta, poate suferă pentru voi, poate plâng pentru voi, poate în aceste vremuri, cum ei știe cum își mănâncă pâinea cu lacrimi și poate suferințele lor nu cunoaște nimeni decât numai Dumnezeu. În această seară ai ocazia să spui Domnului, Doamne, iartă-mă dacă am întristat pe părintele meu, te-am întristat pe tine mai întâi, am întristat părintele meu, iartă-mă în această seară, mă întorc, îmi pare rău, Doamne, și vreau să mă căiesc și vreau să mă îndrept și vreau să fac voia Ta, Doamne, Dumnezeule. Aceasta vrea Dumnezeu de la voi, dragi tine, în această seară. Bineînțeles, de la întreaga biserica, Dumnezeu îi iubește pe toți. Amin, Doamne. Și le vrea pentru împărăția Lui. Nu vreți, așa cum s-a spus încă de la timpul, de început să mergi cu Dumnezeu acasă? Nu vrei să mergi cu Duhul Sfânt acasă? Nu vrei să mergi acasă cu Duhul Dumnezeu? Mi-a luat aminte acum două săptămâni. Avem o soră aici care s-a ridicat în mijlocul nostru și a spus, vreau să vă spun, și avea o bucurie mare. Chiar că avea lacrimi pe ochi, avea lacrimi, nu lacrimi de tristețe, avea lacrimi de bucurie. Și vreau să vă spun, fetița mea a fost botezată de Duhul Sfânt, a venit Duhul Sfânt de Dumnezeu. Bucurie, dragii mei, să știi că copilul tău îl vezi, că merge să închide în cameră, deschide Biblia, citește, ascultă predici, să rogă, deschizi ușa și te uiți și zici, Doamne, nu se mai gata rugăciunea, a trecut o jumătate de oră, stă și să rogă, să citește Biblia. Dragi părinți, urmă ceva de la copiii noștri, atât de mult nu le punem la lucru, decât atâta le spunem, căutați și apropiați-vă de Dumnezeu. Domnul să vă cercetează inimile în această seară. Dragi tineri care sunteți în casa lui Dumnezeu, faceți bucurie lui Dumnezeu mai întâi și apoi părinților voștri să se bucure zilele acestea pe care mai trăiți. Pentru că, vreau să spun, am trăit ocazia aceasta, au trecut 20 de ani de când copiii mei sunt mari acum, am avut ocazia cu nepoții mei să văd cât un părinte suferă nopți întregi. Cât plâng, când este boală, când este suferință, cât de mult sufere părințe, cât de mult se îngrijește pentru copil. Nu mănâncă și nu are timp de multe ori să mănânce. Și poate de multe ori nu are timp să meargă până la... Iertați-mi ce s-a până la toaletă. Ca să se îngrijească de tine, ca să tu să ai bine, să te simți tu bine, să te simți sănătos, să ai cu de toate. Acesta este părintele tău. Este părintele tău care este în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Nu știu de ce trebuie să vorbesc în sensul acesta, dar Dumnezeu îți vorbește. Nu-L mai supăra, nu-L mai întrista. Ascultă. Ascultă. Și vei fi binecuvântat. Aleluia. Vei fi binecuvântat, vei avea viață lungă pe mântul acesta. Și vei fi binecuvântat în cerul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Haideți, dați-mi voie să vă fac invitația să ne dezamorțim puțin de cămul picioare. Și dacă se poate, să cântăm două versete într-o cântare. Două versete într-o cântare și apoi am dorit să intrăm într-o rugăciune înainte de Dumnezeu, dragii mei, și să intrăm o rugăciune împreună cu toți. Vreau să vă spun despre mine și ce, dacă la cel mai putre frate care este în mijlocul nostru.
avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu toți împreună. Dragii mei, mi-aduc aminte, un frate bătrân, predicator din Statele Unite, după 40 de ani, 50 de ani de evanghelizat, de predică, a fost întrebat dacă ar fi să mai trăiască o dată, despre ce ar mai predica. Și spunea fratele păstor, aș predica din nou și aș predica numai despre Duhul Sfânt. Dragii mei, e nevoie. Biserica are nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Biserica are nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că spunea Domnul Iisus în Ioan, în capitolul 6, dacă nu greșesc, dați-mi voie să citesc versetul acesta. Ioan, în capitolul 6, dați-mi voie să citesc versetul acesta și spune cuvântul lui Dumnezeu, Ioan, în capitolul 6, se pare versetul 53, dacă nu greșesc, Duhul Sfânt este acela care dă viață, dragii mei, și avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este acela care dă viață. Biserica Dumnezeu trebuie să fie viață. Biserica Dumnezeu trebuie să fie mormânt. Nu trebuie să fie alte lucruri și în Biserica Dumnezeu trebuie să fie viață. Și cel ce dă viață este Duhul Sfânt al Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Doamne, dă viață bisericii tale. Dă viață, Doamne, bisericii tale. Tinerilor, Doamne, și apoi cum spune cântările sunt bune. Dar când mai vine Ungerul Dumnezeu, când mai vine Ungerul Dumnezeu peste cântare, peste adunarea întreagă. Și Doamne, fă să vină Duhul Sfânt ca în casa lui Corneliu. Pe când predica apostolul Petru, s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Doamne, fă să vină Duhul Sfânt peste biserica ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să mergem la această versiune de cântare. Am nevoie de tine, Iisuse, Domnul meu. Nimeni nu-i ca tine în cer și pe pământ. Te iubesc, Iisuse, și te voi bine de eu. Amin. Haideți să cântăm cu dragă biserică. Să rugăm pe Dumnezeu să se dure de noi în acest